Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Stăteam și ne uitam la televizor, zice tăticul acestui puș, pe care îl cheamă Mason. Iar Mason spune: tată, poți să-ți folosesc telefonul? Și de obicei el dă să se mai joace câte un pic. Și zice: i-am dat telefonul meu și i-am spus: ai 30 de minute. Deci autoritar, așa, da, adică... foarte puțin. Da, și domnul a spus că Mason a mers în camera lui și s-a jucat acolo până a expirat timpul. Și continuă: pentru prima oară a fost surprinzător de cuminte în seara respectivă. Deci copiii cuminți sunt suspecți. Nu exista nicio ceartă sau inventare de lucruri pentru a rămâne treaz. Pur și simplu s-a dus la culcare. Iar eu am zis: wow, este uimitor. Și dintr-o dată am auzit soneria de la ușă. Bravo. Și apoi soneria a sunat din nou. Și apoi din nou și din nou și din nou și din nou. Am fost complet speriat, spune acest domn, adăugat că la fiecare livrare veneau cantități uriașe de mâncare. Eu scuiești ce a comandat ăsta, da, micu. Păi, diverse lucruri. 5 comenzi separate de crevezi jumbo de câte 20 de bucăți. Hai de cap, o grămadă de sandvișuri cu pui, cartofi prăjiți cu brânză chili, înghețată, struguri, orez. Și a primit o alertă de la bancă: $439 refuzați de o pizzerie. O pizzerie, Happy's Pizza, îi spune. În schimb, i-au acceptat altă comandă de la altă pizzerie în valoare de $183. Deci puștiu a fost hotărât. El a comandat tot ce a putut să comande. Când a văzut că nu merge aia de 439, a găsit altă pizzerie mai deschisă la comenzi de $183. Și ăsta spune că a sunat disperat pe la restaurante în încercarea de a anula comenzi, dar era mult prea târziu, nu s-a mai putut face nimic. Așa că au avut o discuție cu el. Ce poți să faci într-o situație cu asta? Asta, ei au spart pușculița. Ai imagini cu ăsta micu? E de-al meu sau... Doar a greșit? I-au luat toți banii. Deci au spart pușculița. Cine, mă, părinții? Da. A, mă, că nu-i frumos. Ca să învețe responsabilitatea, nu? Și i-au zis așa. Adică cum? Da, i-am explicat. Bancnota asta de $20 acoperă câteva sandvișuri. Bancnota asta de 20 acoperă cartofi cu chili și brânză. Și așa mai departe. Deci, da, uite, așa se învață responsabilitatea. Da, mai mult a fost traumatizat decât la 6 ani. Crezi, da, că a învățat? În altă ordine de idei, deci aveți grijă cu copiii. Factor de autentificare în 2 pași, nu uitați asta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.